este la Mobile World Congress 2016 în Barcelona. Prezentăm două telefoane de la Huawei. Este vorba de Mate 8 Standard Version, respectiv Premium Version. Sunt identice, diferă doar din punct de vedere hardware la partea de memorie. Cel standard vine cu o memorie de 3 GB de RAM și 32 GB de ROM, iar cel premium vine cu 4 GB de RAM și 64 GB de ROM. Telefonul vine cu un display foarte generos de 6 inch. Din punctul meu de vedere, rivalizează cu un Samsung Note, dar știm că întotdeauna cei de la Huawei au fost mai accesibili din punct de vedere al prețului. Telefonul vine în partea frontală cu o cameră de 8 megapixeli, găsim un senzor de luminositate respectiv de proximitate. În partea de jos găsim două difuzare pentru redare audio, port micro USB. Partea în dreapta găsim butonul ce închide respectiv deschide telefonul, taste de volum, geare 3.5 mm pentru pești, microfon pentru anularea zgomotelor din jur, locul pentru nano SIM. În spate găsim o superbă cameră de 16 megapixeli, care vine cu o mulțime de funcții, are un unghi mare de fotografiere și chiar o camera manual să filmeze. Se laudă cu tehnologia de un stabilizator de imagine adus la un nivel mai avansat, care permite chiar și în mișcare profundă sau mișcare foarte mare să surprindă atât imagini cât și video la o calitate bună și în același timp să nu se miște, să se vadă corect. Găsim două blitzuri. Este mai jos, găsim o amprentă. Partea interesantă este că poate fi setată în mai multe moduri, bineînțeles ca să deschidem sau să închidem telefonul, dar și în anumite aplicații, cum ar fi poate dorim să putem să accesăm anumite aplicații, cum ar fi mail-ul sau WhatsApp-ul, doar pe amprentă. Partea interesantă nu este acest lucru, ci partea interesantă este că aplicațiile care dorim să le blocăm pe bază de amprentă, automat se ascund din meniul telefonului. Se presupune că avem o aplicație gen Viber sau Skype pe care o folosim. Poate cineva ne ia telefonul la un moment dat, nu are cum să vadă aplicația respectivă că există pe telefon decât dacă folosește fingerprint senzorul pentru a se afișa. Ceea ce este un twist, un lucru interesant, care nu l-am mai văzut până acum în altă parte. Ce să le dau și de la Huawei este procesorul. Știm că Snapdragon, Qualcomm în general, stă poate cel mai bine la partea de procesoare, mai toți mari producători folosesc astfel de procesoare sau MediaTek, însă Huawei de ceva vreme a investit în partea aceasta tehnologică. Telefonul actual vine cu procesorul Kirin 950, este un procesor octa-core. Se mai laudă la acest device cu o baterie de 4000 mAh, care conform producătorului ar trebui să reziste timp de utilizare normală spre intensă, aproximativ 2 zile, inclusiv utilizare multimedia, cât și folosit în 4G. Camera de pe spate este 16 megapixel, ultra fast focus, se numește tehnologia care vă spuneam mai devreme. Trebuie să mai aduc în discuție că sistemul de operare este Android, vorbim de versiunea 6.0, peste care este suprapusă interfața Huawei User Interface. În sistemul de operare am văzut câteva funcții interesante, hai să vi le și arăt. Dacă apăsăm cu degetul, partea bună sau neapărat bună, poate mai ciudată, este că trebuie să apăsăm mai intens. Deci dacă apăsăm de două ori, se face un prisc cu un deget. Dacă apăsăm cu două degete, în 3 secunde începe să fac un video prin screen. Acum practic se registrează orice fac eu pe acest device. Poate folosi pentru tutoriale sau, nu știu, poate să trebuie să trimis cuiva anumite conversații sau mail-uri într-un format mai ușor de citit decât de vizualizat, decât o imagine statică. Poate fi oprit în același mod. Bine. Mi-e frică să apăs, sincer vă spun, frică să dau mai tare în el. Acum am observat că se salvează videoclipul respectiv. Și mai este încă o funcție. O secundă. Acum s-a splituit ecranul.
putem într-o parte să intrăm pe aplicație, în cealaltă în alta, poate vrem să citim un mail și în același timp să salvăm informațiile importante în document, sau poate dorim într-o parte să ne uităm la un video sau la un videoclip, sau să stăm pe chat, în cealaltă parte să lucrăm sau să ne ocupăm de o altă activitate. Aceasta este prezentarea lui Huawei Mate 8, standard version, respectiv premium. Pentru mai multe detalii, vă aștept pe site-ul nostru, telefonul tău.eu.